Mai multe asociații ale crescătorilor de ovine din România s-au întâlnit în Sibiu la finele săptămânii trecute, având ca subiect central dezvoltarea durabilă și eficientă a sectorului ovin și caprin din România, parte integrată din Planul Național Strategic. În opinia celor prezenți, România este nevoită să schimbe radical viziunea privind agricultura, mai ales în contextul integrării totale în agricultura europeană. Care au fost cele mai importante subiecte pe care dumneavoastră le-ați atins și ce așteptări aveți din partea decidenților politici? Păi, subiectele, în primul rând, și în primul rând vrem să ne implicăm pe noua politică agricolă, vrem să ne implicăm ca politica 2021-2027 să nu mai fie făcută de alții, să fie făcută de către noi. Mă gândesc că noi știm ce ne doare, ce ne trebuie și ce ar trebui făcut. Clar, sunt probleme în sector, unele mai grave, unele mai puțin grave, dar sunt probleme. Ori fără un dialog între noi și autoritățile statului, nu va fi niciodată un pic mai bine, că noi n-am cerut luna de pe cer niciodată. Dar, dom'le, totuși, să se simtă un pic în buzunarul fermierilor un câștig mai cât de cât mai promițător, să se vadă în producția noastră de zi cu zi, în efortul de a produce niște lucruri care să ușureze munca asta asiduă pe care noi o facem 24 de ore din 24. În altă ordine de idei, nu putem să stăm, să ne punem cu capul pe pernă, să stăm liniștiți, că, domnule, să vezi că acum avem preț de 13-14 lei pe kilogram și stai așa, nu, ne pândesc la fiecare cotătură, ne pândește câte o gură de lup.